Am prins-o, am pus-o aici, acum vine albina cât îi trebuie, vom veni cu foile, vom completa, 3 foi vom pune aici, 3 foi punem. Să vezi, măicuță, ce frumusețe va fi. Ea se liniștește pe loc. De ce se liniștește? Păi are de lucru. Are de unde, treabă de făcut. Comunică cu albina din partea asta altă, rezerva până își face ea albina călătoare pe partea asta, dragilor, până așa, ea nu este pus ca un roi când îl faci deoparte. N-are albină călătoare, vai de capul lui, suferă enorm de mult. Asta are albină continuu și crea din rezerva de aici și ia albină. Da? Până când aici, după o săptămână, să zicem așa, veți închide ochiurile. Când ați văzut că albină, știți când faceți, haideți să spunem, să vorbim pe cea dreaptă ca să fie clar pentru toată lumea. În clipa în care vedeți că pe aici lucrează albina, este semn că și-a făcut albină cu călătoare, totul este perfect. Veți vedea că e foarte bine populat, cele 3 foi au fost bătute cu puiet și atunci închideți de acolo. Atunci închideți, așa ca să spunem, stai liniștit. Ca matca de acolo să nu mai aibă stresul de mamei ei, că mama ei este în partea asta altă. Ea să meargă liniștit, să se împerecheze și așa mai departe. Și în condițiile acestea vă treziți cu matcă tânără acolo, care prea lui ia comanda și face toată treaba. Matca de aici, care e tot atât de valoroasă, că vedem cât e de valoroasă, cu ea veți crește în roiniță și nu mai trebuie să umblăm, să tăiem boci, să ne chinuim, să fie stresul cel mare. Nu avem decât, nu avem treabă cu caturile și cu legem. Caturile și cu legem. Da. Da? Așa, v-ați înseninat, mă bucur așa, că am văzut pe măicuțe. Știi, în momentul acesta este asemănător cu elevii mei care văd lecțiile mele. Lecțiile de matematică, ei zâmbesc și spun, domnule profesor, ce șansă avem când v-am descoperit? În aceeași timp, de-ați spus dimineață, sunt un pic trist că n-ați venit un pic mai devreme. Eu recunosc că vina e a mea, am avut, mă rog, un plan să ajung, dar multe probleme care le am și eu de rezolvat, în sfârșit. Chestiunea este că mulțumesc Dumnezeu că am reușit să viu și să putem lua la mână pe toate. Deci ați făcut un lucru spectaculos ca să nu că ați ținut ușa închisă la... Eu l-am ținut din cauza să adun polenul. Da, dar ați înțeles... El... Dar în schimb... Deci s-a nimerit să fie o lucrare spectaculoasă. Am făcut-o din neștiință. Din întâmplare ați făcut un lucru bun. Ați închis, am practic... Am văzut că a avut mâncare și în ramă. Da, da, și da. Și mi-a dat și mie. Da, 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 da. Acum, eu... Ce am împins? L-am împins, nu? Da. Așa, așa. Nu mai e cazul să mai umblăm acolo. Deci, dragilor, ca să înțelegeți, noi ne ducem să facem câteva foi, să aducem câteva foi, punem, completăm aici, 3 aici cu 2 aici, 5 foi. Ne trebuie să aici, da? 5 foi și stăm liniștiți. Are de lucru aici, are de lucru și în partea cealaltă. Doar când trecem cu ochiul, punem și colectorul de polen din partea asta altă, ăla micuț, măicuță, tot așa împins, tot împins, ăsta ne va da polen la greu. Știți de ce? Pentru că el are cere polen care va avea puiet de crescut. Și noi trebuie să lăsăm și spațiul acela ca o parte din albină să urce și sus. Că altfel, când ați închis așa, el nu mai culegea niciun fir și șor de polen. Nimic, 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 nimic. Că totul trecea prin ochiul acela. Și tot polenul vă cădea așa. E cum o supraviețuit asta, de când l-a spus dumneavoastră. O spun că au avut polen în prima parte. Deci au avut câte 2 rame de polen. Haideți să văd. Deci l-am pus exact pe 1 aprilie. Pe 1 aprilie. În martie, cât au prins ochiurile acelea, ele s-au blocat cu polen. Da, s-au blocat foarte multe cu rame cu bloc polen și nu mai aveau matca unde să o ouă. Și atunci am fost nevoită să pun colectorul. Da, superb ce spuneți acum. Dar a spus foarte bine. Însă el se pune de la bun început, cu spațiul acela împins, până cum v-am arătat eu, ca să o parte să urce și în familie. Că sfințirile voastre, sfinția ta, spun, ați avut baftă că s-au blocat de cu polen atunci, în prima fază, și el a trăit din rezerva aceea.
deși comandul a avut continuu, dar vreau polen, vreau polen, dar când se urce cu polen, nu mai nu urca nici o albinuță. Tot polenul culegeați dumneavoastră. Da, tot polenul culegea. Ei, acum ați înțeles mecanismul de ce trebuie să lăsăm și ochiul acela. Și albina la ieșire, când se iasă, se iese prin ochiurile acelea, iese foarte multă greutate. Cu foarte multă greutate, pentru că nu împinge, bagă capul și foarte greu, bagă un picioruș, bagă celălalt, se, greu să reușește să iasă. Dar a ieșit. Cu chiu, cu vaia a ieșit. Însă când intră pe partea asta, cea care a ieșit este pe perete. Pe perete, așa este frumos, pe perete. Și cea care e cu polen și una... Deci, veți vedea când începe culesul acum, că ele sunt atât de încărcate, gușa e atât de plină, încât nu pot să ieși zborul. Stau pe iarbă, pe jos. Deci așa de încărcate. Dacă noi ținem, le obligăm să treacă prin ochiul acela, pur și simplu aruncă nectarul, îl aruncă. N-are cum să strecoare. Dar dacă i-am lăsat gaura și mai mare, pentru că în timpul culesului, trebuie să vă spun, mărim spațiul acela, ca să-mi circule foarte bine albina. Bunoara, la acesta acum, cantitatea de polen scade. De ce? Că va trece pe colectare din nectar. Nu mare matca aici prezentă, ca să aibă mari niște ouă, mari larve, mari vreo 2 săptămâni de zile, mari de crescut, mai trage ceva polen. Da? Dar dacă închidem tot, nu, niciodată nu-i bine. Dar, repet, a fost din greșeală o soluție, o problemă rezolvată. Așadar, dragii, ne oprim aici. Ne ducem să facem câteva foi. 5 foi ne trebuiesc aici. Vedeți cum se rezolvă o astfel de problemă și i-am dat drumul la treabă și suntem siguri și de producția cea mai bună. Măicuțe, o să-mi povestiți, da, sper să ajung, la extracții, să vedeți ce... câtă miere veți obține la un astfel de stup căruia am luat sarcina asta de crescut puietul. L-am îngrămădit în partea asta, din coace de gard. Aici e treaba ta. Dar acum aici și partea asta trebuie să-mi faci să-mi încarci caturile și i-aș deslocă neavând obligații pentru crescut puietul să pleacă masiv. Știți care e proporția? Trebuie să vă spun. La 5 kg, dacă la 1 kg de albină, 1 kg de albină, care înseamnă 3 rame cu tot cu puiet, sunt 10.000 de albinuțe. 10.000 de albinuțe pe 3 rame, cu un interval cu tot, înseamnă că dacă aș avea roi numai pe cele 10.000, 8.000 au nevoie de lucru în stupină și doar 2.000 se duc la câmp. Dacă avem 5 kg de albină, 5 kg, adică de 5 ori mai mult, ar trebui proporția făcută, 5 ori 2, 10 îți ducă, 10.000. Măicuț, îți duc 30.000 la câmp și 20.000 rezolvă treaba în stup. Că 5 kg înseamnă 50.000 de albinuțe. Și doar 20.000 au treaba în stup și 30 se duc la câmp. În momentul acesta se vor rămâne 10-15.000, că nu mai au treabă cu puietul. Și se duc 40.000 la câmp. Vă dați seama cam că ce se întâmplă? Deci de aceea producția crește cu 30. Apicultorii șmecheri fac această lucrare, dar nu au biostupul. Noi care avem biostupul avem o șansă imensă. De aceea mi-am propus și am insist să le arătăm concret ce vom putea face la produs. Dacă timpul, Dumnezeu ajută și timpul este bun, în pădurea asta de Salcâm, care, mă rog, nu va dezamăgi niciodată, în ferestre, chiar dacă plouă, în ferestre, tot s-a făcut ceva. Așadar, dragilor, ne oprim aici, ne ducem să facem foițile, când ne-am întins cu vorba și vorba lungă sărășia omului. Dar trebuia să vă spun, trebuia să vă vorbesc. Nu rezistam să nu vă spun că ce șansă aveți. Și mă bucur, măicuțe, mă bucur extraordinar de mult că am ridicat și o ramă de așa asta, de aici, să le arătăm. Și mi-ai spus, Sfinția ta, că toate sunt așa. Toate sunt așa, încărcate cu puiet. Deci puiet bătut, cum n-am văzut decât în filme. Așa că sunt de-a dreptul fascinat de lucrarea pe care o avem. Mă opresc aici și să mergem dincolo.